Aceasta este cartea rachetei recunoscută, aproape că ajunge să vă arăt coperta a patra. Solenoid, Mircea Cărtărescu. Personajul meu preferat, trebuie și țin să spun așa, ținând cartea în ambele mâini și scuturând-o și lăsând-o să mă scuture, e Cati. Cati e o profesoară de chimie. Cati apare în pagina 175. Ia uitați, Cati predă chimie, dar de fapt își petrece orele de curs povestindu-le copiilor ca și când ar spune un basm despre vila ei din Cotroceni. Cati povestește și despre chiloței pe care îi primește cadou. Ma chiloței lui Cati au ceva, cum să zic, literar, în timp ce gura lui Cati e cel puțin erotică, un erotism, să zicem așa, ca beculețul camerei, coleric, țipător. Ia ascultați-o pe Cati. Chiloți, dragă, chiloți de damă, îți poți închipui cadou mai trăznit? E o nebună, Michi, de asta țin atâta la ea. Fiecare chiloțel în parte i-a apucat și întins între degete în fața mea, cum ai ține de vârful aripilor niște fluturi tropicali. Vedeți cum pânzetul, ca să zic așa, devine altceva, cum lenjeria devine altceva, cum și aripile fluturilor devin altceva. Mă uit și eu tot mai în sus, așa, ca după fluturi. Cati e asociată și ea cu moartea. Ce are mai frivol, mai carnal, mai completați dumneavoastră, citiți dumneavoastră mai departe, e asociat, cum spune Cărtărescu, cu mizeria infinită a vieților noastre. Mesajul venea acum din marele ganglion neural, din țeasta omului nefericit ce stătea acolo în zori, privindu-și în față viitorul. Erau feromonii nefericirii, ai nostalgiei, ai dorinței îngrozitor de intenție de a se întoarce, de a nota invers în apele rece ale timpului, asemenea somonilor ce se întorc la izvoare. Cati nu mai era acum femeie, era o ființă dezbrăcată de sex, un biet om ca toți ceilalți, ca absolut toți ceilalți, un om făcut din carne perisabilă și din ură de sine, ce trimitea de jur împrejur ca un glob de păpădie semnalele negre ale nefericirii. Erau noile ei plete crescute pe țeasta cheală, noul far de pe obrajii ei pământii. Era noul sex, altfel de sex, sexul morții și al risipirii, cel care își căuta acum, trimițând în vânt, mici țipete cale liliecilor, partenerul întunecat. Și îmi vine să întorc și cartea, așa cum întoarce cartea ca obiect, cum întoarce Cărtărescu noțiunea de roman. El citește, ca să zic așa, invers epicul. Cartea asta e o răsucire, așa, o trecere prin enșpe mii de dimensiuni. Că romanul nu mai poate fi, cum să zic, înșiruirea convențională de capete și cozi, de introduceri, cuprinsuri, forțez pluralul intenționat și încheieri, sau, mă rog, încheiere cu în mare. Aici e altceva, e cu totul altceva. Deci așa cum, de exemplu, acum să pun și cartea asta jos, cum spunea, de exemplu, Cromărnicianu în prefața de la Proust, la BPT, ediția BPT, la În căutarea timpului pierdut, că de fapt trecerea de la Balzac la Proust, de la persoana a treia la persoana a treia, proză obiectivă, la proza asta abisaloidă a lui Proust, ar fi cumva ca trecerea de la geometria în plan la geometria în spațiu. Că de fapt mutațiile pe care le suferă textul sunt inevitabile. La fel și la Cărtărescu, numai că aici e o trecere nu din plan în spațiu, din dimensiunea a doua între a treia, e o trecere din dimensiunea a treia în altceva, între a patra. Cubul devine teseract. Prin urmare, primul care suferă mutația asta, prima victimă a mutației e textul.
Romanul nu mai poate fi ceea ce s-a înțeles prin el sau ce se înțelege în mod obișnuit, profan, comun, banal.